Comuna Vălen are și o bază sportivă construită din fonduri de la bugetul local, denumită destul de pompos Arsenal, destinată atât meciurilor jucate acasă de echipa de fotbal a localității, cât și elevilor din școlile acesteia. Da, este adevărat, așa cum place mie să-i spun bază sportivă, Arsenal Vălen. Eu nu mi-e cam pompos, Arsenal, dar totuși noi ne-am gândit la acest nume și ne mândrim cu baza noastră sportivă și cu echipa de fotbal al Comunei Vălen. Momentan jucăm în Liga a 5-a, suntem pe locul 4, avem un lot, îi spun eu, cât de cât valoros, format din 18 jucători și aici de cele mai multe ori discutăm meciurile care le avem acasă. Totodată, elevii claselor școlii gimnaziale Băleni, ori de câte ori doresc, au un meci de fotbal, o miuță, antrenament, baza sportivă tot timpul este disponibilă. Anul acesta, administrația publică locală s-a decis să investească în construirea unor vestiare corespunzătoare și într-o rețea de iluminat public pentru nocturnă. Deci aici baza sportivă a fost amenajată cu fonduri proprii de la bugetul local. Dar toate s-au făcut în timp, pas cu pas, am încercat să-i dăm o pată frumoasă, o culoare frumoasă acestei baze sportive. Spuneați că intenționați să mai dezvoltați această bază sportivă. Ce doriți să mai faceți la ea? Aici, la această bază sportivă, a trebuit făcut la un moment dat vestiare care să corespundă. Momentan avem respectivele vagoane care sunt destul de, pentru moment, acceptabile, dar va trebui executat un vestiar, o clădire cu vestiare, cu apă curentă și foarte important pentru noi va trebui extinderea de rețea, pentru că aici nu avem iluminat de nicio formă. Și extindem rețeaua și o să avem și iluminat. Prin ce fonduri? Tot prin fonduri proprii de la bugetul local. Am prins aceasta, aveam la captură investiții pe 2016. Ce sumă? Aici e prins, suma variază în funcție de cu tot cu iluminat, cu tot cu asta, depinde de firmă și cum. Noi avem prins în jur de 2 miliarde. Și prin această investiție, autoritățile publice locale sunt decise să sprijine dezvoltarea sportului local ca mijloc de ocupare a timpului tinerilor, dar și a oricărei persoane care consideră că sănătatea se menține prin practicarea unui sport.